să se apere și în apărarea sa el începe cu aceste cuvinte, care la un moment dat, după sistemul de valori al lumii, poate să ne șocheze. Mă socotesc fericit, împărate Agripa. Un om legat cu lanțuri, urmăși la picioare, nu le iese, dar avea lanțuri. Un om legat, care nu mai avea nimic, un om arestat, un om care, în final, va fi condamnat în închisorile de romeni, totuși, are curajul să spună mă socotesc fericit. Sunt fericit. Mă întorc la sistemul de valori al lumii. Oamenii consideră că cei fericiți trebuie să aibă posesiuni intelectuale, morale, financiare și materiale. Dacă ai astea, dacă ai și pe toate, ești cel mai fericit om. Mă folosesc de o întâmplare adevărată. Un om bogat dintr-o țară a vrut să testeze pe concetățenii localității în care stătea și dă un anunț. Donez moșia din strada Cutare la numărul Cutare omului care va dovedi că este fericit. S-au prezentat mai mulți candidați. În final vine unul și spune dumneavoastră, domnule, eu pot să vă demonstrez că sunt fericit. Să vedem. Și a început să înșire tot ce are el. Am de toate, domnule. Și nu lipsește nimic. Atunci, de ce mai vrei și moșia mea? Dovada că nu ești suficient de fericit. Oricât ai avea posesiuni intelectuale și sunt oameni care au, dotați de Dumnezeu. Posesiuni morale. Încât să spune, domne, ăsta e un om de ispavă, domne. N-ai să-l vezi că să ceartă cu cineva. Posesiuni financiare. Are, domne, că a fost. De la bunicul i-a rămas. Posesiuni materiale, are. Dar nu este fericit. Sfântul Apostol Pavel folosește expresia asta care mi-a atras atenția. Mă socotesc fericit? Nu asta ce noastră mai ales ce tine. Când socotești, socotești după matematică. Nu după literatură. Că literatura e totuși relativă la un moment dat. Matematica e o știință exactă. Și când ai zis după matematica, după știința asta exactă, 2 și cu 2 fac 4. Nu? E o problemă fixă. Nu poți să zici. Hai să folosesc o expresie. Zic, eu dau o mână mai aburelă, mai dai acolo cu mâna și merge. Dar la matematică nu mai merge. Să zici că mai adaugi ceva. E fix, e precis. Și Sfântul Apostol Pavel spune, mă socotesc fericit? Este o problemă fixă, precisă. Nu e o aboreală. Dar o întrebare legitimă. Sfântul Apostol Pavel, dovedește? Ce bază legală ai în ce privește fericirea aceasta? Ce aș vrea, în continuare, cu ajutorul Cuvântului Lui Dumnezeu și cu ajutorul Lui să vedem răspunsul Apostolului Pavel. Aici, în capitolul acesta. În primul rând, în apărarea sa, el vorbește de o făgăduință dată de Dumnezeu poporului Israel și nu numai. Căci în grădina Edenului a dat-o întrege în lume. Unde s-a rupt legătura fericirii omului care a fost creat? Să fie fericit? Nu? Unde s-a întrerupt această fericire? Tot acolo. Păcatul, neascultarea de cuvântul Domnului, a rupt legătura cu fericirea. Și el ajunge nefericit. De la Adam și Eva până la mine și la dumneavoastră. Baza reîntoarcerii
la fericire este făgăduința lui Dumnezeu încă din Geneza 3:15. Și pe urmă, continuată pentru Israel, cu pregătire. Dar nu numai. În esență, făgăduința venirii unei persoane, sămânța din femeie se va naște o sămânță care va zdrobi capul șarpelui, va întrerupe nefericirea omului și te va pune din nou în legătură cu izvorul fericirii. Și ne va pune. Că nu fac greșețe nici eu. De la nefericire, dar nici de la fericire. Avem șanse egale. Indiferent cine suntem și ce am făcut. Făgăduința pe care a făcut-o Domnul Dumnezeu și pe care noi o așteptăm. El vorbea de evreu, că știe de la evreu. Dar am sezizat un lucru. Iese un pic din lume și din toți cei care așteaptă. Și el spune, eu am prins această nădejde. Eu sunt în posesia ei. Și pentru asta eu sunt judecat. Poți să te desprinzi din mulțimea lumii care așteaptă făgăduința lui Dumnezeu. Și să spui, eu sunt în posesia acestei făgăduințe. E mare diferență, iubitul meu, să știi. Toată țara este creștină, noi toți suntem creștini. Noi toți știm că Domnul Hristos a venit că și făgăduința asta îl primește pe El. Dar, nu în mod colectiv și comun, ci individual. Pavel se separă și apare ca unul care intră în posesia acestei făgăduințe. Nu e nevoie numai să o știi, dar să o ai. Această făgăduință îl privește pe Domnul Hristos, mor și înviat pentru noi. Și Apostolul Pavel vorbește de moartea Domnului Hristos și de învierea sa. De fapt, esența Evangheliei aceasta este. Este o veste bună, este o carte, dacă vreți, dar este o persoană, este Domnul Hristos. Sfântul Apostol Pavel, același despre care vorbim la 1 Corinteni 15, explică ce este Evanghelia. El a fost făpuns pentru păcatele mele, El a murit pentru păcatele mele, a fost îngropat așa cum arătau Scripturile și a înviat după Scripturi. Și li s-a arătat multora. Și după ce înșiră pe mai mult, după ei toți, mi s-a arătat și mie. Iubiți-vă, este o făgăduință, este o persoană, Domnul Iisus Hristos, mort și înviat pentru noi, pentru păcatele noastre, dar urmează o întâlnire continuă el aici, în capitolul 26, cu această persoană. O întâlnire cu Domnul Iisus Hristos în mod personal. Nu la templu de la Ierusalim. Nu la picioarele lui Gamaliel. Vorbesc de Sfântul Apostol Pavel în viața sa anterioară. El se întâlnește cu Domnul Hristos în drum ce mergea spre Damas. Nu trebuie să mergem la Damas să ne întâlnim cu Domnul Hristos. Dar acolo unde ne găsim, aici unde suntem, El vrea să se întâlnească cu noi. Trebuie să aibă loc o astfel de întâlnire cu El. Este, face parte din baza fericirii noastre. Dacă El a murit pentru toată lumea, a fost îngropat și a înviat pentru toată lumea, e numai o parte din adevărul Evangheliei, dacă dumneata nu beneficiezi de lucrul acesta, dacă nu te-ai întâlnit, nu l-ai cunoscut, ca și Sfântul Apostol, Pavel, cine ești, Doamne? Eu sunt cel care am murit pentru tine. Și în lumina acestei cunoașteri, să te cunoști pe tine, să mă cunosc pe mine, să mă recunosc ca un păcătos pierdut, nefericit și merg pe un drum al nefericirii eterne. Mă opresc și în fața crucii îngerbicat, învăț ce e iubirea, învăț că tu ne-ai câștigat prin jertfă, mântuirea. Sunt câteva versuri din Corintare. Rezultatul acestei întâlniri îl continuă Sfântul Apostol Pavel. Pentru el, pentru mine și pentru dumneavoastră.
cheia să fim fericiți. Nu poți fi fericit până când, spune Domnul Hristos, Apostolul Pavel aici din Duhul Sfânt, să primească prin credința în mine iertare de păcate. Păi cum să fii fericit, frate, când viața ta, uitându-te în urmă, făcând un bilanț al vieții, sunt momente când ne facem bilanța vieții, ne uităm un pic în urmă, retrospectiv așa. Sigur, când sunteți tineri, n-aveți timp așa ceva. Și cu toate acestea, sunt situații când trebuie să te oprești, te gândești, ce-am făcut eu? În spatele nostru este o istorie tristă. Viața noastră este presărată cu multe păcate. Sistemul lumii tinde să zică, dar ce păcate de mână? Lasă-l pe om să aibă încredere în el. Și va ajunge să fie nefericit. El trebuie să creadă și el trebuie să știe că este păcător. Și în întâlnirea cu Domnul Hristos, Domnul Hristos îi oferă prin credința în tine, spune Apostolul Pavel aici, iertare de păcate. Păcatele sunt o condamnare eternă pentru noi. Dar iertarea înseamnă o grație. Să fii grațiat, să fii iertat de tribunalul divin. Să fie ieșit dintr-un penitenciar din România, dintr-un decret rezidențial. Nu-i puțin lucru. Numai cel trăiește poate să spună ce înseamnă. Dar să fie iertat de tribunalul divin. Să fii scăpat de penitenciarul veșnic, iazul calare cu foc și cu cucioasă. Să n-ajungi acolo, în lanțul eterne, veșnică. Să primească prin credința în mine iertarea de păcat. Uite-l meu, ai primit? Vedeți? Asta e matematica divină. Așa a putut Apostolul Pavel spune, vă socotesc în zile, că el a primit? 2 și cu 2 fac 4 și intru în posesia acestui 4. Când ne-am făcut socoteala la bani la piață. Nu? Am primit? Numai că Domnul Hristos oferă un mod gratuit. Pe vreme de criză. Criză morală. Ai intrat în această criză morală. Te oprești și spui, nu mai pot. Primește prin credința în Domnul Hristos iertare de păcate. Și ai să vezi că ai să sari în sus de bucurie și ești fericit. Imediat spune și moștenirea împreună cu cei sfinți. Iertarea privește trecutul nostru. Și trecutul lui Dumnezeu. Care te acuză. E un dosar de acuzare. Nu simți câteodată în conștiință în cuget această acuzare? Iertarea întregului trecut, toate păcatele spălate în sângele Domnului Iisus Hristos. Da. Imediat Domnul Dumnezeu vorbește de viitor. Și de ce? Pentru că în momentul următor poți să pleci în veșnicie, iubitul meu, sănătos tu. În ghilimele zic, că nu e nimeni sănătos tu. E relativă sănătatea noastră. Dar, așa, am obișnuit. Domnule, de la picioare, ca un băr. Și poți să cazi în momentul următor. Dacă ai iertarea de păcate, ai moștenirea împreună cu cei sfinți, așa se pune problema. Indiferent că ești tânăr, că ești în vârstă, că ești în putere, că ești sănătos sau mai puțin sănătos. Cineva spune, da, dar eu nu vreau să mor. Dar de-a întâi, bă, nu. Nu ne-a întrebat când am venit pe lume și nu ne-a întrebat nici când vrem noi să plecăm. Trecutul spălat în sângele Domnului Iisus și primești actul acesta de iertare, de grație, de trebuie, iubitul meu. E scris în literele Evangheliei. E lucru precis. Așa te poți socoti fericit. Că în virtutea jertfei Domnului Iisus, însuși Dumnezeu te socotește neprihănit, iertat și în virtutea acestei socoteli din partea lui Dumnezeu,
mă socotesc fericit. O bază legală. Versetul 20 Apostolul amintește și de prezentul între cei doi poli pe care i-am amintit. Trecutul și viitorul nostru asigurate în Domnul Iisus Hristos în viața asta. Dar nu toți după ce am primit iertarea plecăm în veșnicie. Vă mărturisesc ca o mărturisire așa în paranteză. Eu tare mult doream. Deci aveam numai 26 de ani. Dar după ce am fost încredințat că sunt iertat, socotit, neprihănit, prin credința în Domnul Hristos, vreau să plec în cer. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar eu vreau. Aș fi vrut să plec în cer. Numai că alegerea n-a fost a mea, alegerea era stăpânului. Și eu m-am lăsat să mai rămân pe aici. Știu că din egoism aș fi vrut lucrul ăsta așa. Ca să nu am eu de a face cu viața. Eu vedeam seama ce înseamnă viața trăită cu Domnul Hristos, atenție cu sistemul păcătos al lumii, dominat de cel rău, și nu numai sistemul păcătos, chiar și sistemul religios. Și aș fi vrut să mai ia așa. Ar fi bine, nu? Și cu toate acestea rămânem aici. Și vorbim acum de un prezent pe care trebuie să-l trăim. Care, de multe ori zicem noi, ah, ce mă nefericește situația asta. Ah, când dau seama că, la un moment dat, sunt pus în situația când nu mai sunt eu așa fericit ca în ziua când am fost încredințat că sunt iertat și venea să zbor și venea să sală sus pe bucurie, să spun la toți, sunt fericit. Vor fi momente în viitor când bănuim noi, zicem noi, există această teamă din partea noastră. Ce o să fac? Și unii care se întorc la Dumnezeu mai târziu, mai în vârstă, teama e mult mai mare. Nu vreau să supăr, să jignesc pe mine, dar teama e mult mai mare, pentru că sunt prinși și agățați de foarte multe lucruri. Și o să pot eu, mă, maică, o să pot eu, mă, taică, să țin toate aceste lucruri. Sunt întrebări legitime din partea noastră, dar Domnul n-are răspuns la toate acestea. Deci cine este iertat și intră în posesia moșteniei etere. În Domnul Hristos avem putere să spunem și păcatului nou. El a rezolvat problema pedepsei păcatului nostru. A rezolvat și problema prezenței păcatului nostru în ce privește viitorul nostru. Rămâne aici păcatul și consecințele lui. Dar El rezolvă și puterea păcatului din noi. Așa încât din Domnul Hristos se poate spune că ceea ce este în Domnul Hristos este o făptură nouă. Cine vrei s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și versetul 20, Apostolul amintește ceva care este pentru de luat în seamă pentru noi. Am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința Lui. Lor. Am văzut prin credința în mine în capăt de iertarea de păcate și moștenirea în Domnul Iisus Hristos. Când este vorba de izbăvirea de sub puterea păcatului, când este vorba de curajul celui credincios să spună nu, apare un element deosebit pe care dumneavoastră știți. Să dea Dumnezeu să-l și prin. Pocăința față de Dumnezeu. Sunt doi factori care nu pot fi despărțiți. Și Domnul Hristos a spus în prima sa predică, dacă se poate spune așa, Marcu 1:15, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că e credința și pe urmă pocăința. Nu putem să stabilim o linie precisă. Că e pocăința și pe urmă credința, dar oricum nu trebuie să lipsească unul din aceste două elemente. Trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Pocăința este elementul care mă ajută pe mine cine sunt și ce am făcut și mă va ajuta prin harul lui Dumnezeu să nu mai calc pe unde am călcat. Vorbesc de responsabilitatea noastră. Harul lui Dumnezeu prin Domnul Hristos ne oferă
tot ce ne trebuie, ce privește viața și evlavia. Avem tot ce ne trebuie. Prin Duhul Sfânt cu care este preceptit Cel ce a căpătat iertarea și moștenirea împreună cu cei sfințiți, El capătă și puterea de a trăi o viață nouă. Și actul acesta al pocăinței, în responsabilitatea noastră, înseamnă: Doamne, nu mai vreau să mai trec pe unia lui. Nu mai vreau să fac ceea ce am făcut. Îmi place tare mult și amintesc, poate am spus-o și aici de mai multe ori, de namansianul vindecat ca afară de lepră, dar vindecat și din interior. El spune în fața poporului Elisei niște cuvinte care pe mine m-au marcat și îmi fac tare mult. Căci omul tău nu mai vrea să mă aducă arde de tot altor Dumnezei. Traduc pentru mine și pentru dumneata. Nu mai vreau să păcătuiesc, Doamne. E responsabilitatea mea, în actul acesta al pocăinței, să doresc să nu mai vreau să păcătuiesc. Să nu mai supăr pe Domnul prin viața mea, prin gândurile mele, prin vorbele mele, prin faptele mele. Și Elisei îi spune, du-te în pace. Harul lui Dumnezeu, traducul ăsta, cu lumina Noului Testament, harul meu îți va fi de ajuns. Mi se va da har și putere la orice moment să putem spune nu ispitelor celui rău, ofertele lui care sunt pe talabele din jurul nostru, în toate felurile. Oricând El vine și să pot să spun nu. Și să facă fapte vrednice de pocăința Lui. Deci, spun nu faptelor rele pe care le-am făcut sub imboltul văjmașului și a sistemului în care era și să acum, sub călăuzirea Lui Dumnezeu, fapte vrednice de pocăință. Se va vedea această separare. Ui, spun tinerii, când unul dintre ei s-a pocăit, ui, ăsta nu mai e cu noi. Voi nu vedeți că ăsta nu mai merge cu noi? Sau dacă, până la un moment dat, sunt situații când unii din cei ce au ajuns să creadă în Domnul Hristos sau pocăit, mai au o perioadă când merg în zona aceea gri, cum zice lumea. Și n-au încă puterea să spună. Și eu mă mai duc așa. Dar Harul lui Dumnezeu nu-i va lăsa, îi va ajunge. Spun lucrul ăsta pentru că cunosc un caz concret în județul Dâmbovița. Un cetățean a ajuns în toată la Dumnezeu, un om mare, pricopsit, patron. Când a venit la finale întrebări, a venit din data aur. Și nu a spus nimeni nimic. Dar el a înțeles că trebuie să creadă în Domnul Hristos. Însă actul acesta al pocăinței de care vă vorbeam, îi lipsea. Și el a zis că merge. A crezut în Domnul Hristos și merge mai departe. Dar merge numai pe o roată. Și zice, dar nu merge numai pe o roată. Eu sunt vicinist și care au problema asta. N-am permis să conduce. Deci, dacă mergi numai prin credință, îți lipsește pocăința, să mergi într-o roată, mai să mergi mai departe. Prea mult. Cum a lucrat Dumnezeu în harul său cu acest bărbat care era sincer? Ating această problemă ca din experiența mea să văd că foarte mulți merg numai pe o roată la un moment dat. Și am auzit că în mișcarea noastră creștină există și un cont și imediat va ruga pe față să vină contul în localitatea sa față, din județul Dâmbovița. Mai aproape de Poiște, cred că trebuie. A chemat contul acolo, s-a instalat contul, a lanjat, era un om influent, acolo s-a avea bine cu toți, de la primar de jos, și cu veotul. Și s-a acceptat să fie contul acolo. După o seară de evanghelizare, venea spre casă. Dar el tot blindat cu aur pe jos până sus. Poate că exagerez un pic, dar aveam aur peste tot. Pe unde se putea. Și în timp ce venea acasă, deja în tuneric, niște cetățeni la Randoșanț, pe marginea șanțului, nu l-au cunoscut cine e, dar l-au mândit tare. Și au zis, bă, apoi maniul ăsta, pe nu-l chema maniul, dar bunicul lui fusese țărăriți și apoi maniul ăsta zice că e pocăit. Dar blindat de aur cu pistol la bu și telefon celular. Problema aia era totuși un lux. Acum nu mai. El a auzit, n-a spus o vorbă, s-a dus acasă, a început iată înaintea lui Dumnezeu și a zis,
Ce pocăiți sunt eu dacă nu se vede schimbare în viața mea? Dar mai spusese, mi-a spus pe urmă, dacă cineva îmi spunea să dau toate astea jos, eu plecam. Dar când îți vorbește Dumnezeu, asta este problema. A chemat soția să-i spun, ia toate, tot aurul ăsta, fă ce vrei cu el. Pistolul să-l pui bine că trebuie să-l predau. Telefonul nu lucrește, poate va fi trebuința. S-a schimbat maniul. Nu mai e ăla, dar fapte vrednice de pocăința lui, ce schimbat este până astăzi. Iubiți, mă opresc aici. Mă socotesc fericit, spune unul de acum aproape 2000 de ani. Mă așez și eu în lumea și spun, mă socotesc fericit. Baza fericirii noastre este în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa. El m-a socotit neprihănit, El m-a iertat, El mi-a asigurat intrarea în cer, El mi-a asigurat tot ce privește viața și evlarea, să trăiesc o viață cu El. Și atunci merită să trăiești fericit împreună cu Domnul Hristos. Da, da, posesiunile alea materiale. Dacă le ai, Domnul te va binecuvânta și le folosești pe slavă Lui. Dacă nu, nu alerga după ele, că o să intri ea pe terenul fericirii. Sunt fericit așa cum sunt. Cu lanțul la mâini și la picioare, în pușcărie până la urmă pentru cauza Evangheliei, cauza lui Dumnezeu. Da, sunt fericit. Amin. Amin. Iubiților, dacă noi suntem în starea în care suntem,
fie ca popor, ca națiune, fie ca individ, fie ca familie, dacă suntem în starea în care suntem, suntem datorită faptului că nu ascultăm de cuvântul Domnului. Și aș putea să vă spun decât atât și să rog frumos să ascultăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu ca să vină binecuvântările lui Dumnezeu peste mine, peste casa mea, peste adunarea și peste societatea în care trăiesc ca individ în poporul acesta român. Iubiților, datorită acestei neascultări, mergeți dumneavoastră în spitalele astea de dermatologie și veți vedea marile tragedii. Veți vedea tineri cu umărul obrazului mâncat de sifilis, cu nasul, cu ochii, aproape să-i scoată ochii. Uitați-vă la bătrânii care abia mai merg în ciumar, păcătuiește într-un stil fără precedent. Și oamenii aceștia ajung la dermatovenerii și spun doctorii, n-am ce să-ți fac. Iubiților, dacă am ascultat de cuvântul acesta lui Dumnezeu, dacă am ascultat de sfatul acesta care Dumnezeu ne-a dat în seara aceasta, s-ar schimba multe în viața noastră. Foarte multe s-ar schimba. Versetele care le-am citit de regulă sunt două versete care se folosesc frecvent și foarte des la evanghelizare. Spune cuvântul Domnului când vin de afară, din lumea aceasta, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Expresia aceasta, în această seară, vrem să o discutăm. Am prins prilejul acesta și Domnul m-a îndemnat să pun înaintea tinerilor de care ne ocupăm acest cuvânt. Învățați de la mine, nu de la mine, ci de la Domnul și Mântuitorul nostru care a spus cu gura lui acest cuvânt, această frază. Și învățați de la mine. Iubiților, fiți un pic atenți ce vă spun. Dacă vreți să învățați ceva, dacă vreți să știți ceva, dacă vreți să fiți înțelepți, învățați de la Domnul Iisus Hristos. Învățați de la El. Binecuvântat este omul, binecuvântat este sufletul acesta care ascultă și merge la sursă, la izvor și de aici se alimentează, se adapă și spune, am găsit într-adevăr fericirea. Spune Psalmistul în Psalmul 87, zice, toate izvoarele mele sunt în tine. Toate izvoarele mele sunt în tine. Iubiților, vrem înțelepciune și sunt aici mulți tineri care sunt la școli înalte și unii dintre dumneavoastră sunteți la a doua facultate și poate de ce nu mai departe. E, dacă dumneavoastră vă alimentați din sursa aceasta de înțelepciune care este Domnul Iisus Hristos, să învățăm de la El. Și în seara aceasta, cu precădere, aș vrea să învățăm câteva lucruri pe care le voi spune în grabă. Să învățăm să creștem. În ce să creștem? În toate privințele, spune Cartea Sfântă. Să învățăm să creștem în toate privințele. Poate niciodată nu a spus nimeni despre creștere. Știți că este nevoie de creștere? Și de aceea mă gândesc că suntem așa de anemici, așa de paliți, așa de frământați, așa cu probleme și așa mai departe. Probabil că de aici suntem necrescuți. Și văd lucrul acesta și vă mărturisesc. Am avut de gând să spun odată despre lucrul acesta, despre această creștere. Și acum am prins prilejul ca să vorbim despre creștere. Cine mă învață să cresc? Tot Domnul Iisus Hristos. A venit Fiul lui Dumnezeu din cer pe pământul acesta și spune această carte sfântă, cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 2, versetul 52, și pruncul, ce făcea? Creștea. Și era tot mai frumos, tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce făcea? Creștea. Imaginați-vă că un copil de 9 ani a crescut numai 48 de centimetri de la naștere și până la 9 ani. Este normal?
mare acest copil de 9 ani la 48 de centimetri. Nici o jumătate de metru. Cum vi se pare? A? Normal. Și este A? Normal. Și îl ia părinții pe brațe și se duce repede la endocrinologie și spune: domnule doctor, ce să fac, copilul meu nu mai crește. A venit o fată, o familie cu o fată de 12 ani, la un frate credincios medic, și i-a spus: ce se întâmplă, fiica noastră, nu mai crește capul. Crește foarte bine tot trunchiul, în armonie cu mădulare, cu membre, cu tot, dar capul nu mai crește, a rămas mic. Și spunea fratele, zice: m-am înfiorat când mi-a spus, că m-am gândit la două lucruri. Dacă nu s-a închis fontanela, mai are o șansă să facă tratament și să pornească, să-i dea drumul la creștere. Dar dacă s-a închis, a zis, nu mai are nicio șansă. Și i-a chemat la dumneavoastră la cabinet, așezat-o pe scaun, s-a uitat și fontanela era închisă. Și cu durere de a spune la părinți, nu mai are nicio șansă. Imaginați-vă la alte creșteri anormale. Ați văzut dumneavoastră oameni cu capul dezvoltat extraordinar și un trunchi foarte deformat. Ați văzut picioare foarte subțiri, dar genunchii extraordinari și gleznele și mâini și coate și așa mai departe. Cresc anormal. Iubiților, de ce spun lucrul acesta în partea introductivă? Pentru că, din punct de vedere spiritual, noi avem nevoie de creștere și suntem anormali, foarte mulți dintre noi. Nu am crescut. Creștem într-o privință, într-o direcție, într-un anume plan. Dar nu creștem așa cum trebuie să fim frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? De ce credeți că oamenii, în loc să zică, uite, așa, da, o fată, un băiat, un grup de fete, un grup de băieți, care ies din adunare și merg spre casă, să uite, domnule, fără reproș, nu ai ce reproșa. Frumoși din toate punctele de vedere. Frumoși pentru că sunt tineri, frumoși că sunt frumos îmbrăcați. Nu nici așa, nici desfigurați, în niciun fel. Sunt extraordinar de frumoși. Frumos înaintea lui Dumnezeu și frumos înaintea oamenilor. Dacă nu este așa, iubiților, este semn de întrebare, problemă. Suntem cu handicap. Aș vrea să spun câteva stimulente de creștere spirituală. Vedeți, pe calea lui Dumnezeu este la fel ca și cu această creștere biologică. Noi, din punct de vedere biologic, creștem până pe la vârsta de, atenție tinerilor, până pe la vârsta de 25 de ani. Și medicii spun, dacă nu ai crescut până la vârsta de 25 de ani, nu mai ai nicio șansă să crești. Așa să leg lucrurile acestea de creșterea spirituală. Deci, din punct de vedere biologic, până la 25 de ani. Dacă nu ai crescut până la 25 de ani, nicio șansă. Numai dacă iei un toc cui și pui aceste mai sals puțin, sau dacă te mai pepeni și faci preza puțin vulvoi. Mai crești puțin de tot. În rest, nicio speranță, nu-ți mai dă nimeni. Unul din băieții mei, la un moment dat, pe la 14-15 ani, nu mai creștea. L-am luat de mânuță, l-am dus la Pitești și la doctor, la endocrinologie și s-a uitat și a spus, da, e în regulă, se rezolvă problema. Și eu odată am făcut. Bine că se rezolvă problema. A dat un tratament, a luat tratamentul și a început să crească. Și a crescut cât trebuia să crească. Nici mai mare decât mine și nici mai mic decât mine. Și m-am bucurat extraordinar că a dat drumul la creștere. Dacă rămânea așa cum staționat, am zis, se întâmplă ceva. Nu știu, este bolnav, o fi ceva. Și nu, era o problemă mai așa. I-a dat o rețetă. Spuneți
spuneți-mi, vă rog, dacă el ar fi luat rețeta, sau eu, ca părinte, aș fi luat rețeta, aș fi băgat-o frumos în buzunar, aș fi venit acasă, l-aș fi trimis mai departe la școală și rețeta în buzunar. S-ar fi făcut sănătos să-și dea drumul la creștere? Nici vorbă. Iubiților, intrați în farmacia, este extraordinar de bogată. Vreți să creșteți? Puneți mâna pe ea. Citiți-o. Mâncați-o. Digerați-o. Asimilați-o. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și eu dacă ascult de lucrul acesta, așa cum ne-a rugat Duhul lui Dumnezeu puțin mai înainte, așa de stăruitor ne-a rugat. Dacă fac lucrul acesta, intru în această farmacie și iau tot ce îmi trebuie pentru creșterea mea spirituală, slavă lui Dumnezeu. Cresc normal, cresc bine, sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Zice, avem problema asta. Dom'le, du-te și întreabă, du-te la putare. Dom'le, du-te la putare, te rezolvă neapărat. Iubiților, uitați-vă dumneavoastră, ce îndemnuri putem să colectăm din jurul nostru și să învățăm lucruri extraordinar de mari și de frumoase. Du-te la putare și îți va spune ce trebuie să faci. Îi spune Apostolului Pavel Domnului, zice, du-te în Damas și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Dacă nu s-ar fi dus, nu ar fi fost Sfântul Dumnezeu de mai târziu pe paginile acestor Sfinte Scripturi care ne învață niște lucruri extraordinare. Pentru ce? Pentru creșterea mea spirituală. Dacă nu ascult de cuvântul acesta, dacă nu iau acest medicament, aceste pastile, aceste fiole care mi le dă, iubiților, nicio speranță, nicio nădejde de creștere. Câteva cuvinte, câteva stimulente despre creșterea noastră. M-aș referi la câteva. De pildă, deschiderea. Știți că deschiderea este un stimulant pentru creștere? Să fii deschis. Dacă tu stai aici și mă asculți acum, te uiți foarte bine la mine, asculți cu urechile, auzi cu urechile ce spun, dar tu ești închis. Ești închis. Complet închis. Nu pătrunde niciun pic, niciun cuvânt de acesta. Vei pleca de aici tot așa. Necrescut și nearătând bine deloc. Te vei duce tot așa acasă, la părinți. Tot cu dâmb din mâini, tot cu nervi, tot cu bomboneală. Când îți spune mama, du-te de mai pune mâna pe carte că nu știi nimic. Și începi să bombă și și se face o teorie extraordinar de mare. Dar mai lasă-mă în pace odată și nu mai mă bate la cap. Te restești totul la ea. Iubiților, să fii deschis ca să poți să primești. Să primești medicamentul și să-ți facă bine. Și să-ți dea drumul la creștere. Să fii deschis. Am observat ceva la copilașii ăștia, niște vreo 3 ani și așa. Stau câteodată cu soția de vorbă și vorbim de ceva în casă acolo și avem niște lucruții mulți. Și el se joacă cu jucările lui acolo pe covor și le îmbină și le dezbină și le face așa și iar le face și așa mai departe. Și noi vorbim și deodată se ridică așa cu mânuțele acolo la ele și cu ochii la noi și zice, hă? Ce ai zis? Știți de ce face așa? Pentru că este deschis. El este foarte atent, el se joacă acolo, dar este deschis. El primește imediat informația. Este deschis. Dar eu cu cât cresc mai și mă maturizez, în loc să mă deschid față de Dumnezeu, parcă mai rău mai închid. Nu știu de ce este ciudățenia asta. Să fii deschis. Aș da un sfat la cei care mai sunteți la școală.
Dacă mă puneți pe mine acum să mai merg la școală la 65 de ani, vă spun sincer, nu mai este de mine. Voi acum sunteți tineri, aveți toate ferestrele și toate ușile deschise, puteți prinde totul, puteți fi deschiși și intră toate informațiile în mintea dumneavoastră. La mine ferestrele au început să se închidă, ușile de asemenea, uit, merg în cămară sau în magazin să iau ceva, să iau o sculă, să iau ce îmi trebuie acolo și când am ajuns, mă duc acolo în cămară deschis și când am ajuns acolo, Doamne, de ce fi venit aici? Nu mi-aduc aminte, stau secunde întregi, nu mi-aduc aminte de ce am intrat în magazin. Și doar am făcut trei pași, doar m-am întors așa și am intrat acolo. Și am uitat de ce m-am dus. De ce? Așa? Pentru că ușile și ferestrele mele încep să se închidă. Și pe parcurs ce înaintez în vârstă, acestea se tot închid, până când se închid complet. Am stat de vorbă cu medic și îmi povestea ceva interesant. Zice, de la împlinirea vârstei de 80 de ani, celule anumite părți din om începe să moară deja. Înainte de a muri el total, anumite părți din trupul lui începe să moară. Anumite celule încep să moară. Iubiților, prindeți terenul acesta, acum cât sunteți tineri, când aveți această deschidere, această oportunitate, folosiți-o la maxim. Învățați. Și iarăși învățați. Învățați bine carte, învățați bine și cuvântul lui Dumnezeu. Prindeți foarte bine acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și știți foarte bine să reglați viața după acest cuvânt. Haideți să vorbesc ceva și despre entuziasm. Este o altă fiolă, foarte bună. Dacă vreți intravenoasă, vă face așa. Extraordinar. Entuziasmul. Să fii plin de entuziasm. Știu că acum dacă vă spune, haide să mergem repede pe piatra, pe vârful câmpii Craiului, toți a zice, hai! Îndreptăm microbuzele astea cu care am venit și ne ducem acolo și toți o să zice, hai să mergem! Nu contează că se lasă seara. Hai să mergem, plin de entuziasm. Du-te și curăță 5 cartofi să facă mama mâncare. Tot entuziasmul s-a dus. De ce este așa, ediția? Observăm? Du-te de fă ceva, du-te de ia un braț de lemne, du-te de fă ceva, nu mă duc. Ăsta nu este entuziasm, este altul de entuziasm. Nu intru la mărunte, vreau să trec repede. Hai cu bicicleta, hai la fotbal, hai la volei, plin de entuziasm. Bate mingea cu o putere extraordinară. Hai la adunare. Iar la adunare, mi-a spus vreo câțiva tineri. Eu nu pot, eu nu vreau, eu nu... Așa, parcă l-aduceam la abator la câmpul lung. De ce așa? De ce așa? Îmi pun întrebarea și eu. De ce? De ce nu ești plin de entuziasm? Și când faci un lucru pentru Domnul, te-a sfătuit să-l faci cu entuziasm. Este o bătrână care știe de ea. Du-te și spală un pic rufele. Ea nu mai poate să mai facă nimic. Du-te, fă-i o mâncare bună, că ești fată tânără. Și te măriți mâine, poi mâine. Și bărbatului trebuie să-i faci mâncare și dacă nu o faci bună, dacă eu am unul de-asta mai puțin bună, spune gratița în cap. Iubiților, nu este tăuns. Este să ne dea lăcrămile și să plângem pentru că suntem necrescuți. Și când este vorba să luăm aceste stimulente sfinte din Cuvântul lui Dumnezeu, ne este foarte greu. Foarte greu ne este. Ce să zic despre aplicare? Ceea ce am învățat în seara asta. Să fie o aplicare practică. Mă duc la tabără, mă duc acasă, cei care sunteți de acasă, de aici, și ce mi-a vorbit Domnul, aș vrea să fac un legământ cu Domnul. Doamne, până acum am fost neascultător. Vreau să ascult de astăzi. Vreau să ascult cuvântul Domnului. Doamne, dă-mi putere, dă-mi har. Doamne, ajută-mă ca să pot să te ascult. Binecuvântare mare vei avea dacă vei asculta de Domnul Iisus.
Unde vine Domnul Iisus, este viață. Unde este El, în casa, în viața, în unde vreți dumneavoastră, în adunarea unde este prezent Domnul Iisus, este viață, este bucurie, este fericire, tot ce vreți dumneavoastră. Aveți tot ce aveți nevoie. Și trupul acesta duhovnicesc al dumneavoastră va asimila din acest cuvânt al lui Dumnezeu și veți crește așa de frumos și veți fi așa de frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cine ne ajută? Singurul care ne poate ajuta. Domnul Iisus Hristos. Acela care a murit pentru noi. Care a părăsit cerul, a venit pe pământul acesta și a dat viața și a murit pentru păcatele noastre. Și pentru neascultările astea noastre. Și pentru stările astea așa de nepotrivire cu adevărul lui Dumnezeu. Domnul și-a dat viața pentru ele. Nu vrei să vii la El? Nu vrei să-L accepți? Nu vrei să lași tot ce este în lumea asta? Să lași pofta ochilor? Las-o! Las-o, te duce departe de fața lui Dumnezeu. Să lași lăudăroșia vieții. Lasă-le! Lasă-le până nu te lasă ele pe tine. Și împacă-te de grab cu Dumnezeu. Vino la El. Este gata să primească. Veniți la mine toți cei încovărați, toți cei trudiți și încovărați și eu vă voi da odihnă. Și Domnul să ne ajute să putem păși spre El ca să avem fericirea de, după care tânjim. Amin. Amin. Cu Iisus vreau să